Da? Bună ziua tuturor! Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Am decis acum, la final de an, să prezentăm un scurt raport de activitate a Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2023. Trecem în revistă principalele realizări și, în egală măsură, să scrităm care ar fi domeniile de intervenție adiționale pe care ar trebui să ne concentrăm în anul 2024, urmând să revenim și cu planul de acțiune a Ministerului pe 2024 la începutul anului viitor. În linii generale, accentul în acest an, Ministerul Educației și Cercetării l-a pus pe susținerea cadrelor didactice și prin îmbunătățirea condițiilor de învățământ în instituțiile de învățământ, în mod special în învățământul general, dar nu doar. Printre principalele realizări am menționat următoarele. În primul rând, după cum cunoașteți, la 1 ianuarie 2024 urmează să avem o majorare salarială de 15% pentru toate cadrele didactice din sistem și de 21% pentru angajații din domeniul cercetării. Sunt majorări binevenite, asupra cărora am lucrat mult pentru a identifica resursele și a convinge Ministerul Finanțelor să ne susțină în acest deziderat, dar am considerat că este esențial să oferim niște majorări considerabile începând cu anul viitor. La fel, în acest an, în premieră, cu ocazia zilei profesorului, au fost stabilite acele plăți unice de 5.000 și 3.000 de lei pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din instituțiile de învățământ. Vă aduc aminte că în acest scop, guvernul a identificat pe final de an aproape 450 de milioane de lei. La fel, în ultimele câteva luni am pornit proiectul pilot Investim în profesori. Noi am avut un angajament ferm să acoperim costurile de formare continuă pentru profesori, pentru ca să-și crească nivelul de pregătire profesională, să aibă și ei ocazia să învețe, să descopere lucruri noi și ulterior să le aplice la clasă. Și am acoperit și costurile de recalificare. În total, am avut 800 de cadre didactice care au beneficiat de recalificări gratuite și circa 3.000 de profesori care au beneficiat de formare continuă gratuită, organizată și într-o manieră nouă, diferită de cum a fost până acum, cu formatori care au mers nemijlocit în fiecare instituție de învățământ pentru a oferi până la 75 de ore de lecții de contact direct și aici am acoperit la moment 90 de instituții de învățământ. Totodată, pe final de an, am pornit procesul de debirocratizare. Vă aducem aminte că am sistat evaluarea externă a instituțiilor de învățământ, ori am considerat că modalitatea în care ea se desfășoară la moment nu contribuie la creșterea calității procesului, dar mai degrabă îngreunează sarcina administrativă și anul viitor urmează să o revizuim. Suntem în proces de plasare a proiectărilor didactice pe termen lung pe pagina Ministerului, în așa fel încât profesorii să nu mai fie nevoiți să le elaboreze de sine stătător, dar să poată să le reutilizeze pe cele pregătite de la Minister și așteptăm acum feedback-ul din sistem pentru a definitiva aceste documente și le aproba la începutul anului viitor și am redus tot felul de rapoarte care le-am considerat a fi inutile la această etapă și, din nou, împovărătoare pentru profesori, urmând anul viitor să facem pași adiționali pentru a duce la bun sfârșit acest proces de debirocratizare. În aceeași cheie, am exclus obligativitatea raportării pentru alocația dedicată procurării materialelor didactice, cei 4.000 de lei pe care îi primesc cadrele didactice și pentru care anterior trebuiau să aducă bonuri fiscale, să demonstreze pe ce au cheltuit banii. Am exclus această obligativitate, iarăși din dorința de a reduce din raportări și povară birocratică. Un alt obiectiv major este și unul dintre cele 20 de priorități ale Guvernului a fost constituirea Institutului Național pentru Educație și Leadership. Ziceam anterior, Institutul urmează să gestioneze o rețea de 1.000 de mentori la nivelul întregului sistem, prin care să putem să asigurăm relevanța formării cadrelor didactice, diseminăm bune practici, să oferim tinerilor specialiști suport în momentul în care vin într-o instituție de învățământ. Institutul a fost creat, este operațional, de anul viitor începe în mijlocit recrutarea mentorilor, instruirea lor și ne propunem să atingem acea cifră de 1.000 de mentori care să fie funcționali în sistemul nostru de învățământ.
Am continuat proiectul cu, am lansat proiectul cu Banca Mondială, într-o sumă totală de aproape 50 de milioane de dolari, care nemijlocit o să demareze anul viitor. Vom vedea deja primele investiții și cheltuieli. Anul acesta a fost semnat, a fost ratificat, s-au făcut toate procedurile operaționale legale ca să putem starta nemijlocit implementarea din 2024. Au fost editate 33 de titluri noi de manuale. Acum suntem în desfășurare cu achiziția pentru 67 de titluri și acest proces va continua urmând anul viitor să încheiem reeditarea manualelor și racordarea lor la nou curriculum aprobat ceva timp în urmă. Am modificat sau am aprobat, mai bine spus, statele de personal pentru instituțiile de învățământ general, un document care nu a fost revizuit din anul 1999, unul foarte important, care descrie ce funcții există într-o școală. De principiu, le-am permis școlilor să aibă și un specialist pe resurse umane și un specialist care să răspundă de baza de date și de IT, în așa fel încât să racordăm mai bine realitățile din punct de vedere a resurselor umane cu așteptările și solicitările care există în sistem. Cu suportul Băncii Mondiale am alocat, dacă trecem gradual la învățământul superior, am alocat 25 de milioane de euro pentru modernizarea 7 universități, 6 colegii pedagogice din țară, bani care merg în primul rând spre dotări, echipamente, renovări și creșterea calității studiilor în învățământ superior. Este un efort important pentru a crește atractivitatea sistemului nostru pentru absolvenți. Aș mai menționa în aceeași cheie, pentru că am vorbit foarte mult de atragerea profesorilor tineri în sistem, faptul că la final de an am dublat bursele pentru studenții la pedagogie, vă aduc aminte că ele vor ajunge la aproape 3500 de lei, începând cu 1 ianuarie, ceea ce sperăm noi că o să contribuie și la creșterea numărului absolvenților buni, care aleg să meargă la pedagogie și ne va ajuta să reducem din deficitul de cadre didactice. Au fost dublate premiile bănești pentru elevii premianți la olimpiade și concursuri naționale și internaționale și profesorii acestora, așa fel încât să stimulăm și să încurajăm performanța. În aceeași cheie, cu privire la investițiile în învățământ superior, am alocat în luna octombrie 23 de milioane de lei pentru reparația căminilor studențești. Ținem minte cu toții, în luna septembrie au circulat mai multe poze pe internet, cunoaștem condițiile din cămine. De aia ne-am mobilizat pe final de an și am identificat resurse pentru a putea face această infuzie adițională de 23 de milioane de lei pentru reparația căminilor. S-au alocat banii ăștia la 5 universități și urmează anul viitor, practic fiecare să investească până la 5 milioane din resursele puse de noi la dispoziție pentru a moderniza căminile și a oferi condiții decente pentru cât mai mulți studenți. Anul viitor, de altfel, vom renova integral două cămine, fiecare o să ne coste circa 2 milioane de euro, unul la Creangă și unul la Universitatea de Stat, cămine destinate, în primul rând, celor care învață la pedagogie. În învățământul vocațional tehnic s-au alocat 35 de milioane pentru renovarea investițiilor de învățământ, deci iarăși investiții capitale, în mare parte destinate modernizării bazei tehnico-materiale, bunătățirii condițiilor de studiu și așa mai departe. Pe dimensiunea educației inclusive, care este una foarte importantă, s-a aprobat programul de dezvoltare a educației inclusive pentru anii 2024-2027, program care schițează obiectivele noastre pentru următoarea perioadă și care ar trebui să facă sistemul nostru mai inclusiv, ajutându-ne să rezolvăm două probleme mari. În primul rând, incluziunea copiilor cu nevoi educaționale speciale în grădinițe, lucru care lipsește la moment, și în al doilea rând, să fac școlile noastre mai pregătite pentru a accepta copii cu dizabilități severe în mod special, ori asta rămâne a fi în continuare o provocare semnificativă pentru noi. Pe dimensiunea cercetare, vorbeam despre majorările salariale de 21%, cele mai mari din întregul sistem educațional și cercetare. A fost aprobat și programul național în domeniul cercetării și inovării pentru următorii 4 ani. Acum finalizăm procesul de evaluare a proiectelor de cercetare pentru următorii 4 ani de zile. Ceea ce, în esență, înseamnă și resetarea întregului sistem după procesul de fuziune a instituțiilor de cercetare, de integrarea lor în universități, care a fost desfășurat în anul 2022. Deci, în acest an, în esență, s-au clădit lucrurile pentru următorii 4 ani și din punct de vedere salarial, din punct de vedere a modului de organizare a sistemului. Sperăm noi că asta va oferi un suflu nou cercetării din Republica Moldova și ne va permite inclusiv să valorificăm mult mai bine resursele care le pune la dispoziție Uniunea Europeană pentru cercetare prin programul Orizont Europa.
Pe dimensiunea tineret, am aprobat regulamentul de funcționare a Consiliului Elevilor, regulamentul de funcționare a centrelor de tineret, s-a aprobat strategia de tineret 2030 și s-au desfășurat tradiționalele evenimente, gala tineretului, au fost acordate premiile pentru tineret, iar anul viitor ne propunem în mod special să implementăm mai bine programul de granturi destinat asociațiilor din societatea civilă care să contribuie la fortificarea acestui domeniu. Pe dimensiunea sport, a fost de principiu un an foarte bun pentru sportivii noștri, de menționat că am obținut cele mai multe medalii din istoria Republicii Moldova. Deci aici s-au remarcat sportivii moldoveni. Avem o generație nouă care aduce performanță la scară, lucru de apreciat. Ministerul a contribuit cu o sumă record, cel mai mare buget din istorie pentru finanțarea sportului, 63 de milioane de lei au fost alocate în acest scop, inclusiv din dorința de a susține sportivii noștri de performanță și a le da o mai mare certitudine financiară, au fost dublate bursele pentru sportivii de performanță, fapt care, bineînțeles, că a fost apreciat de către ei, pentru că asta înseamnă că pot câștiga suficient din activitatea pe care o desfășoară. Și am început să organizăm evenimente la nivel european, evenimente sportive la nivel european, care să ne pună pe harta Europei și din această perspectivă. A fost organizat cu mult succes campionatul european la Halteria, la Chișinău. În linii generale, astea au fost principalele realizări ale Ministerului. Anul viitor vom continua în mod special cu implementarea proiectului Școala Model, despre care am vorbit anterior, crearea acelei rețele de 35 de instituții de învățământ, câte una în fiecare raion, în care să investim până la 2 milioane de euro în fiecare, așa fel încât să creăm un pol de atracție în fiecare raion și să depășim situația pe care a relevat-o testul PISA în acest an, să creștem rezultatele elevilor noștri, oferindu-le condiții bune de studiu. Vom implementa acea alocație pentru copiii care vin din școli cu mai puțin de 50 de elevi. Suntem în plin proces de procurare la 70 de unități de transport, deci autobuse pentru transportul elevilor și avansăm și pe partea de asigurare gratuită a alimentației pentru copiii care sunt transportați. În învățământ superior vom continua cu investițiile. Aici asta cred că este principala necesitate. Urmează să creștem și gradul de asigurare a integrității academice. Asta este foarte important. Vom pune un mare accent anul viitor pe această dimensiune. Iar în învățământul vocațional-tehnic ne propunem să reușim să atragem resurse financiare și suplimentare, probabil de la Banca Mondială, pentru a putea oferi un impuls acestui sector anul viitor, dar cu toate planurile noastre pe 2024 vom reveni în primele săptămâni a anului 2024. Pe final, vreau să mulțumesc colegilor din Minister pentru tot efortul pe care l-au depus în acest an, în care a fost foarte mult sarcini de îndeplinit, și anul viitor avem și obligația de a avansa pe dimensiunea integrării europene. Probabil educația și cercetarea vor fi primele capitole de negocieri care urmează să fie deschise. Aici vom avea un rol deosebit, o sarcină adițională și vom depune tot efortul să o ducem la capăt cu mult succes. Vreau să felicit toți profesorii, toți educatorii, toți angajații din învățământ, toți cercetătorii, toți cei care pun umărul la faptul ca societatea Republicii Moldova să fie una educată, una performantă, una care să pregătească cetățeni care cred în valorile europene, cetățeni liberi, cetățeni cu gândire critică, care pot contribui la dezvoltarea și prosperarea țării noastre. Vă mulțumesc mult pentru atenție și le urăm tuturor un an nou fericit, liniștit și cu performanțe educaționale deosebite. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim și un an nou fericit.